La orice produs cumpărat de pe PC Garage folosiți cuponul YTSHORTY pentru o reducere micuță ce mă ajută și pe mine și pe voi. Salutare tovarăși și concetățenii, astăzi mai facem o zi de taximetrie, pe bune dacă zic. Să vedem și noi ce mai prindem, poate prindem un frer să-l ardem la ban. Bineînțeles, nu uitați să dați și voi un like, vă spun așa din trecut. Nu știu ce era YouTube în 1989, dar vă spun acum, domni. Epic Shorty la o să fie un YouTuber, vai de morții lui. Nu vă abonați la el, că n-are rost. Era verde, nu ne față, să știți. Nu era, domne, era pentru stânga. Nu. Ce dracu, domne, nu vezi săgeata aia acolo pe asfalt? Lasă pe ce claxon îi dau. Asta cred că e stricat, că verdele nu mai vine. Fii atent ce claxon îi dau la băiat. Trei, doi... Haide, bă, săracule, haide, bă! Vreo problemă, tovare? Haide, domne, mergi, domne! N-a ce stă ăla la pântă, bă, milițianul, mă, capaș! Ce stă la pântă, omul, mă! Cam așa, n-a. Așa. Ia să vedem ce-i pe aici. Dacă nu știu... Să pune jogging cu mine de la... Aș nevoie care vă duc de taxi, mi-e trist trebuie de un taxi, vă duc unde vreți. Ești frumoase jetile astea, șeful. A, mersi frumos, le-am spălat acum. Te-a întrebat de... Dacă ai nevoie de jet. Aveți nevoie de taxi, domni? Nu, că e sărac. Nu vezi, domne, că e negru. Bă, domne, ce dacă ești negru, bă? E țigan, domne, e țigan. N-au ăștia bani ăștia negru. Du-te că-ți fură și roțile. Aș, băi, te bași sub roțile mele. Dă-te! Și ce dacă ești... Aaa, să mă iertați. Nu mai fac. Ce vrei, bă, băiatele? Mamă, dacă-s milițieni, mă! Ce faceți, sau băie, pe mine? Ia, domne! Am crezut că mai apărind, dar ăla până la... Cine știe de ce l-o fi luat? Habar n-a ce-o fi făcut omul. Dar noi trebuie să ne căutăm clienți, mă, băieți, bă, că nu avem bani. Nu vă uitați sus acolo, că banii aia nu contează, e asta așa... vrăjeală. Dar noi trebuie să ne căutăm clienți, să facem un ban corect, cinstit, aferent. Cu răspunzător pe barosoneală. Că suntem săraci lipiți. Nu mai ce așa, mai dăm o tură. Că pe la bancă acolo sunt oameni mulți. Ăla stă la autobuz? Ia stai mă că trec eu. Ia un stânga pe aici. Domnul patriarh, te uchis, vă duc undeva, domnule. Nu, mersi, domnule. Nu vorba așa, n-am bani. Bine, dacă stă la autobuz, logic că n-are bani, dracu. Dar mă gândeam și eu că fac un... client, ceva. Ok, când o să am primul client, vă... continuăm atunci, da? Hăți, Johnule! Hai că avem și primul client astăzi. E foarte aproape aici. Și mi-a zis vino, bă. Adică tot ce pot spune este că... Haideți, domnule, sus, dumneavoastră ați chemat taxi. Hai, salut! Spuneți unde vă duc, domnule. Tovarășe, trei țar familie, dar dă-mă și pe mine la bancă, trei țar familie și iubi. La bancă vă duc? Da, la bancă, trei țar familie și iubi. Cu siguranță, nu problemă. Hai să trăiești. Să-ți dea Dumnezeu să nu te și mă cuța, domnule. Aveți mulți bani, domnule, retras de acolo.
N-am, domne, mulți bani, acum și de la Jileava, după știi și pe lume, am 86 de lei. 86 de lei, domne. Ce să faci, domne? Poți repeta, domne, că nu te-am înțeles. N-am zis, domne, ziceam că ești amărât, ce să zic. A, sunt amărât, acum ești și eu de la Jileava, am fost în Anglia, la furat de portofele, ce să fac și eu? Mi-au făcut aia buzunar la gând, nici din ăla n-am putut să... E adevărat, domne, cu negrii ăștia din pușcărie? Sunt, domne, toate adevărat, tot ce se aude. Ia uite, mă, nene. Aole, domne, hai tonajul 2 tone, nu mai intri pe șosea. Unde ți-l am, bă, permisul la Jileava ca ăsta? S-au blocat accelerația, domnul, n-am făcut nimica. O să ce tare. Ce permis să șe de la mine, că nici permis n-au, că mi l-au luat pe ea. Ce să faci, domne? Copii, nevasta, domne? Păi nu cred că o să mă vad. Ia uite, l-ai căzut. Mersi, domne, că m-ai adus. Orcheză și învață, băncei. Hai, mersi că m-ai adus. Pot și eu să mă duc înăuntru să iau banii și să dau după? Nici o problemă, domne, vă aștept. O parchez aici ușor. O parcăm aici și aștept, domnul, să-mi aducă banii, nu? Haideți, domne, mergeți! Așa. Și s-a blocat și nu mai aude pe nimeni. Cinci pe lei, frate. Te sunt dat banii, 15 lei și 11 bani. Eu zic doar 15 lei sunt dat, înțelegi? Adică măcar sunt dat banii. Ia, tovarăș. Sunteți liber? Da, domne. Poftim? Sunt liber, domne. Stați așa că vă arăt pe hartă. Cred că tocmai mi-am luat țeapă de la 1, domne. Mi-am luat țeapă. Dar îl prind eu că știu. Uitați acolo. Păi ce s-a întâmplat, domne? Nu mi-a plătit cursa, domne. Păi și... Sunați la miliție, de asta nu se fac. O să-l sun și la miliție, ce se fac. Mi-a dat țeapă, dar nu mă știu, am uitat deja în ce era îmbrăcat. Nu mai știu nimica. Era domnul ăla mai închis la culoare? Nu, era țiganul ăla, domnule. Aici nu merge semaforul, domnule, stricat semaforul. L-au dărâmat ăștia. Hei. Și dumneavoastră, cu ce vă ocupați, domnule, care trebuie? Eu lucrez la transport bancar, domnule. Am înțeles. Puteți să mă așteptați să mă duc, să mă duceți la bancă înapoi, cam aici de transport. Vă aștept, dar să știți că ceasul merge. Să meargă. Asta face transfer bancar. A, mă deschide. Te se dai mai tare, domnule. Ha, mă, că am venit cu astea. Hai, baft. Tot ne-am mitit că era la aprozare aici? Tot el. Ha. Hai, ți-napoi la bancă. Ăsta face jobul de transport, de transport bancar cu mine aici, mă, cate și cu taxiul. Cât o opulență. Face jobul de transport bancar cu mine și adune cu taxiul? Păi, cu taxiul, domne, că... Na, am niște probleme cum așa la muncă și... Na. Dumneavoastră ați dat unde mai devreme stâlpul la jos aici? Eu? Nu. Că tot așa era unul cu transport bancar cu ăsta și a dărâmat stâlpul, domne. Da, sunt colegii, domne. Ia uite-l pe ăsta cum merge. Ia uite-l pe ăsta la cum merge. Vai de mine. Ne pune viața în pericol. Păi nu. Hai, că nici nu iau 30 de lei ăsta.
Ia uite-i, domne, cum merg ăștia pe străzi. Ce bulangii. Nu, Dana, că era fain. E bine aici, domne? Da, e bine. 33 de lei, da? 33 de lei, domne. Hai, salut, domne. Vin acum să-ți aduc banii, mă scuzi. O zi frumos. A căzut cum ai stat țeapă, domne, mă duceam la poliție. Nu ți-am dat, domne, țeapă, am avut și eu o problemă aici. Vin mă duceam la miliție, pardon. Cât trebuie să-ți aduc, domne? 14 lei, domne, era cu ăsta, era mică. Stai că ți-aduc. Vă aștept. Parcă 14 lei, nu? Nu mă țin minte. Poate mi-am dat țeapă singur. Să fi fost mai mult. Hai de domne aici să-ți dau bani. Așa. Mulțumesc frumos, domne, să aveți o seară bună. Hai să ai o seară bună. Să-ți dea Dumnezeu sănătate ție și la cei dragi. Mi-a dat, mă, banii, omul, nu mi-a luat țeapă. O luăm mai îndată pe ce mai cotoși noi clienți și revin imediat. Ia să vede, dune, că avem un client aici la pușcărie. Și să vedem dacă o mai fi aici. Că de obicei, până ajung în oraș la pușcărie aici, să cam plictisește clientul așa și o ia pe jos sau ceva. Vă las la colegul aici, haideți. Da, da, da. Îți dau și ție șpagă, tovarășe. Mersi frumos de client. Nu, e nimica. Succes! Bună seara. Bună seara, domnule. Să-mi puneți acolo pe hartă să încercuiți. Am încercuit aici. Să vă uitați la aparat. Ia colegul cu maimuța! Nu, tovarășe, nu... Să știți că glumea, domne, glumea cu maimuța cu astea, să știți că nu am așa ceva. Nu, blu, domne, nu, nu, nu. Binele, domne, vă cred pe cuvânt. Așa mai glumim noi câteodată, e prea nebun așa el. Tovarăș tău? Da. Da, da, da. Vă că ați făcut cursă, cine a ajuns primul? Păi, e foamete mare, tovarășii. Da, da, da. Da, mi-a lăsat pe mine clientul ăsta, adică pe dumneavoastră tale, că am ajutat-o pe nevastă să i-am făcut frecția seară, că o durea spatele rădu tot, are reumatism și toate de-astea, boli de-astea, domne, de... Boli de-astea, de oase, ceva are, nu știu ce are. Și eu mai fac așa în timpul liber și masaje, știi? Da, 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 și de ce nu i-a făcut el? Păi trebuie, dacă nu știe, doamne, nu se pricepe, eu sunt atestat, înțelegi? Păi da. Ai experiență. Experiență? Cel puțin 6 luni cât am făcut testul ăla. Aoleu. M-am pus, dar am făcut teste, doamne, de masaj pe manechine de alea de cauciuc. Domnule, dacă nu vă supărați, puteți opri să mă piși. Sigur. Boschetii ăștia sunt buni, domne. Ce e mai bun? Mamă, nu mai pot. Ia vedeți, domne. Asta nu mi se pare mie cunoscut, domne. Ăsta nu e la dă să găca pe el? Las că îl întreb când vine. Ia de să piși omul cu are. Îți dau față lungă, domne, ca să vezi să te piși mai bine acolo. Aoleu, sper că n-ați văzut nimic. Da, am văzut, domne. Doamne, mi se pare cunoscută vocea dumneavoastră și întâmplarea asta să vă opresc pe mijlocul străzii să vă pișați. N-am mai avut, domne, noi o întâlnire acum câteva zile. Ne-am mai întâlnit, da. Dar vă căcați pe dumneavoastră, domne, sau ceva de genul. Nu, ăla nu sunt eu. Am înțeles. Am dat de unul care să căca pe el, mirosea toată mașina, a fost înspălatul. Aoleu, cred că se mai simte așa puțin încă.
Nu se mai simte, că am băgat brăduț acolo. Atunci o să se simtă. Adică? Să nu vă căcați la mine, m-aș îndure, că să nu-i veci un public. Să nu devină asta o obișnuință, domne. Nu, nu, nu. Doamne, ferește. Aoleu. Deschideți, domne, geamla de manivelă să iasă în mașină. S-a bușit o mașină. Și pentru ce a spus, domnule, la pușcărie? De ce v-au arestat ăștia? Am fugit de ei. Păi și de ce ați fugit de ei? Că aveam ilegalități pe mine. Adică ilegalități, aveam un cuțit la mine și... Droguri, domnule, te ocup cu droguri, cu dale? Nu, 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 doamne ferește, nu droguri, nu. Aoleu! Ia uite și pe ăsta. Aoleu. Bă, cum e? Unde te bași, bă? Tu nu te uiți? Stați, domne, că... Ah, Dumnezeule. Ce Dumnezeule, fa... Am fumat un pic de opiu acolo sus pe uliță și... Aoleu. Stați, domne, că împing eu. Aoleu. Cum putem să rezolvăm, domnul? Stați așa, domne, că sun la miliție acum. Haideți, domne, nu putem să rezolvăm, vă plătesc. Haideți, domne, nu, vă rog eu mult, nu, că mi-a casa, mi-a copiii, am și eu gură de hrănit. Plâng de-n tomberon, săracii. Păi să te înveți minte, să nu mai intri așa pe contrasens în oameni. N-am vrut, domne, vă zic sincer. Dar de ce să nu mai fie stachii grăbit, lați-o să trecă. Păi, bulangiule, copilul mati. Vezi că ai o gumă pe picior. Păi dau lui ăsta să-l plipească pe cur. Ia vină, bă, futus. Dar nu vine, domne, miliție. Trage mașina asta. Băga mea și în tine de urât. Ia, ia. O, mi-o dai, este? Tu scura, măti. Sunăm la remorcări, domnule? Domnul taximetrist. Nu, domnule, stai să vină să-i dai, să facem ceva, domnule, cu drogații. Da, domnule, că-i dau rost. Păi ăla de se bate acolo e drogat, domnule. La mașina asta să sun la remorcări? Ia, băi, de aici. Domne, m-a ajutat să-l liniștesc pe ăsta. Mă mușcă! Ah! Lăsați-l, domnule, să vină mai repede, se poate că se ia la bătaie cu nu el. Nu rezolvați nimic cu bătaia, lăsați-l, lăsați-l că nu rezolvați. Dreptate. Aveți dreptate. Lasă-l, mă, se bate, mă, se vadă miliția. Ia, uitați-vă, domne. Mamă, ce e aici? Atâtea mașini plecate. Bună seara, bună seara. Bună de la miliție. Bună seara. Domnul, că mașina roșie, aveți treabă cu noi, domne? Ai treabă aici? Nu stați aici, că ne curcăm între noi, domne, să știți și noi care e treaba. Dacă nu sunteți implicați, nu stați aici, bără frumos. Deci cine e implicat în toată treaba asta? Eu cu clientul meu. Veneam frumos aici și noi. Ia uite-ți. Care este clientul nostru? Clientul e tovarășul cu geacă, cu jachetă gri? Cu jachetă gri, clientul meu, domne. Domnul, ai treabă aici? Ai treabă aici, domnul, că m-aș carouri? Da. Nu. Domnul, ai dat de mine. Cine a intrat în tine? Domnul taximetrist. A alunecat un pic, domne, nu e problemă să ies, iese la poliș. Dar avem problemă cu drogatul ăsta de aici, domne. Eu vă las. Cu cel în roșu? Da, da. Domnul în roșu, da? A venit după contrasens, domne. Și s-a băgat între mine. Și domnul de acolo, în carouri. S-a băgat direct, a intrat în amândoi, domne. Am venit așa, a fost greșeala mea, chiar n-am vrut, am vrut și să intru și eu mai repede. Și să-l conectați la aparate, domne, sau ceva, să sufleți spre voi. Că mi-a spus că a tras niște opiu pe munte, nu știu ce sunt trocate. Nu mai puțin. Ce opiu, domne, ne aude tovarășul Ceaușescu, doamne, ferește. Și a văzut că se bătea acolo cu un alt drogat acolo, l-a luat la bătaie, l-a dat jos de mașină. După ce rezolvăm aici cu dumneavoastră, o să mergem la sânge, la spital, nu e problemă. Hai cu fața la mașină. Aici, vină la mine, tovarășii, la... A, Dumnezeule. Aveți ceva de declarat înainte să începem percheziția? N-am, domne, n-am nicio substanță ilegală să mă ferească. Hai cu fața la mașină, nu fac acolo. Dumnezeule, ce-am văzut și ce-am ajuns. Cum e drogat, are ceva. Sunteți steferi toți? Da, da, da. Pe mine mă cam doare genunchi. Să te doare. Bă, tine te doare capul. Ce face, domnule? Verificați-mi cur. Vorbiți frumos.
Păi unde vreți să vă verific? Dacă le aveți ascunse în... Păi mă, gândi la... În dos. Domnul... Verificăm peste tot. Ai treabă aici? Tovarăși. Vă rugăm să... Ai treabă aici? Domnul milițian, cu ai asta treabă aici? Are... I-a ai treabă aici? Limba, i-a mâncat pisica limba. Tovarășe, rămâi și tu aici. Domnule, tu ce minți, domnule, acolo de opiu, de nu știu ce? Domnule, ce-am spus, domnule, nu-mi vedea de capul meu. Cum să zic, domnule? Vă cere scuze că ați tras niște opiu, vârf de munte. Tovarășe, ăla cu Cadillac-ul ăla pe Eldorado este implicat, nu? Nu, ăla da. Nu-i nimic. A, nu. L-a atins așa puțin domnul taximetrist, dar iese la poliși. A, ok. Bun. Și nu vreți să o dați pe camere amiabilă sau? Păi eu domnule, am, eu am zis, amiabilă, domnule. Ce să dau? Uitați-vă la mașina lui drogat. Cum arată. Și e și drogat. Cum de drogat, domnule? Nu m-ați verificat până și în dos. Păi momentan... O să nu ați mers la sânge. Și pe lângă asta clientul meu este și el grăbit să ajungă acasă, domnule. Dai toată ziua. Stați un pic să văd cât e ceasul ăsta, cât merge. E a treia oară când le-au pe ăsta. Uitați-vă, ceasul este la 57 domnule, de lei deja. Domnule, vă rog frumos, deci este ultima oară, este ultima oară, ultimul avertisment, vă rog eu mult. Luați-mi și mie 12 puncte, vă rog eu mult, dar nu m-a lăsat să mă să trăiesc. Prima oară. Luați-mi niște actul lui tovarășul ăsta cu hanorac roșu. Ești tu că le are, că e a treia oară, ți-am zis. Prima oară a depășit pe lună, linie. Domnul taximetrist. Și-a făcut vă cheamă domnul milițian. Să veniți aici să... Să-mi prezentați mie niște acte. Domne, vă rog eu mult, deci este chiar ultima oară. Da, vă rog și buletin și pe mama și pe tata, numai vă rog eu mult. Să-mi prezentați mie un buletin. Uite-te aici, Dumitru Chirpici, mă intitulez. Ok, tovarășul Dumitru Chirpici. Asigurarea ta și permis auto. Cu siguranță. E în regulă, domn. Vă rog eu mult, eu te pe tovarăși mie aici. Okay. Puteți să vă dați când să fac și o dreapta, vă rog, mulțumesc. Tu ce trebuie aici? Permisul unde este? Păi aștept taxi, domnule. Permisul meu, domnule. Păi cine aștept? Păi taxi ocupat. Taxi. Păi ce reții, păi domnule, stai mai departe. Poftim? Stai mai departe și așteaptă taxi. Păi dați-mi permisul. Aici am să vedem. Taxi. Uitați-l aici, domnule. Așteaptă mai încolo, ți-am zis. Dar nu se înțeleg oamenii ăștia, vă rog eu mult. Eu n-am permis să aud. Stai, du-te mai încolo și facem noi semn taxiului când vine, dacă e să vină, dacă chiar ai chemat, să vină la tine. Nu este domnule în asigurare acolo și în alea? Dați-mi-le un pic mie să le caut eu mai bine. Ți-a zis să mergi mai încolo. Oh, printe, ce dai mă șefule mine? Ce-i cu mine dacă ai zis, taxi, zis, zis? Să pleci mai încolo. Tata, așa, să mă m-am dat de la mașină de acolo să aici. Sta să mă și eu asta, că prea sta în drum, dă-o dracu. Fuck my fucking life. Bă, n-am permis, coaie. Am uitat că n-am permis, că am murit atâtea ori. Bă, mai bine nu mă chema miliția. Fuck, 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 mai bine nu mă chema miliția, bă, băiatule. S-a dus. Uite pe ăla cu geacă roșie, și el a fugit, mă? Bă, și el a fugit, mă? Fii atent că a fugit și el a mâncat ești. Domnule, și dumitale, și dumitale ai fugit? Păi cum? Haideți, domnule, să o luăm, să fugim pe aici. Păi pe unde să ia, domnule, că m-a prins ăștia? I-am văzut, erau acolo, fugiți. Uș. Haideți pe aici. Eu mă duc, dumne, la mașina mea și eu iau în altă parte, mă duc la țară. Haideți. Vreți cumva niște bănuți ceva pentru mașină? Nu, nevoie, domne. Bine, domne. Lăsați drogurile alea, domne. Nu pot să mă abțin. Bă, contrasensul, domne. Băi, băiatule. Fuck! Fuck my life! Nu! Nu e posibil! Și mai rapid aia lui decât a mea! Haide mă! Băi, nu cred mă!
Hai mă, fă accident, fă ceva. Două mașini de miliție după mine. Rămâneți pe dreapta. Fucking God. Băi, n-ai mă cum. Mai bine stă. Bă, mă, trage după mine. Bă! What the fuck, mi-a luat o mașină razna. Urcă, urcă, domne. Jos din mașină. Jos din mașină, imediat. Ce nu-i astră, jos din mașină, imediat. Păi eu am văzut, eu vară și uitați-mi. Jos din autovehicul. Fața la mașină. Jos! Față, mâinile sus. Facă mișcări, băști. Păi nu era vorba să rezolvăm accidentul de mai devreme? De ce m-ați încătușat, domne? Ce-am făcut? Eu am venit dumneavoastră. Uite-te la el, pune toată secția pe urmele lui. Hai des, domne, ce... Domne, m-a drogat omul ăsta! Aici, aici, la mașina de miliție, vă rog. Haide, m-a drogat, domne, m-a injectat cu ceva și am luat o raznă. Mișcă aici, la mașină. Ajutor, că încă sunt amețit. Imediat, stați așa, că vă iau ușor. Puteți să mergeți? Pot merge, cred că da. Haide, domne, vă minte, mine. Vă minte, să nebunesc, dar am făcut eu ceva. M-a injectat cu ceva, domne. Cu ce v-am injectat, domne? Ocolește, ocolește cercul. Mamă, cum ai zis din asta acum? Aici, tovarășul taximetrist. Păi n-ai intrat la pe stânga, domnule, intru și eu. Nu! Păi eu știam că... Am intrat în greșeală aici, domnule. Intră, tovarășul. Domnule, ce înseamnă, domnule, asta? Domnule, m-a injectat, domnule, mi-a băgat ceva în venă. Cu ce să vă injectez, domnule? Opiu se injectează, opiu se fumează. Cer și eu... Dați un apel la secție să vină un medic cu trusa de... Doamne, dar și pe mine mă doare genunchiul ăla. Să știi că încă mai știu să trag, tovarășe. Aoleu, când vorbesc ăștia de pistoale. Vai, ce mică că i-am făcut, tovarășe, pană de a intra direct în copac. Dumnezeu. Tovarășe, să s-a scos tu pe ăla de îndreapt. Băi, da, da, imediat mă iau. Băi, putu-ți permis grijă la cap. Ah, am dat cu urechea. Păi, noi ți-am zis grijă la cap. Domnule, ăsta în galben, e un... Hai, tovarășe, după m-a injectat mai... cu ceva, domnule, mi-a dat cu ceva. Vine medicul, testăm acolo. Normal, vine, să vină, domnule. Permise vânătoare. Păi, tocmai că să vină dacă de l-am injectat eu cu ceva. Cred că te-ți dau un record la ceva. Du-i în spate până sun. Haideți, domnule. Nu fie grage. După mine. Alo? Mă lăsați și pe mine un pic cu domnul galben. V-aș ruga să faceți liniște până vine medicul. Nu vreau, domnule, să mă lăsați singurul cel că mă injectează iar. Cu ce doamne, cu dinții vă bag? Îmi bagă droguri de alea, dar am luat o raznă. Dacă vedeți ceva, să ne spuneți. Vedeți că o să leșin aici un pic și revin, da? De ce mi-e zis? Că nu prea mai văd de la droguri de alea. Nu vă mai văd celule. Da, 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 la celule în spate. Dacă nu e deschis, sunați și... O să vin în spate să vă deschid. Dom'le, eu cooperez, eu nu am probleme. Numai că nu înțeleg de ce cătușe, de ce eu doar vreau să rezolv accidentul curului. Tovară și să-i calculez sentința pentru. Hai, celul. Unde dune medicul? Haideți, domnul medic. Două secunde, că discutăm după. Lua ăsta să-i calculați pentru... Alo, alo, ăsta... Nu-l băgați cu mine, că mă injectează iar, domnule. Băi, noi intrăm aici. Alo, ieși. Hai, hai, celul ieși, acum. Domne, vă rog frumos, vreau să vorbesc și celul ăla am zis. Nu vorbiți cu nimeni. Hai, că sunteți, da... Cu ce facem? Îmi bagă seringa, domnule, mi-a băgat o seringă mică, avea la el. Doamne, domne. Să-mi calculeze și mie cineva pentru complice. Vă audă, Dumnezeu. Ai tovarășul medic. Păi n-ați încuiat-o, domnule. Intră aici la celulă la tovarășul și zic dacă... Bun, tovarășul medic, tovarășul taximetrist, după mine. Să-mi dați cătușile jos ca să-mi poate să bage acul, domnule, să vadă. Haideți după mine. Haideți după tovarășul. Mă întorc cu spatele ca să-mi spate. Tovarășe, veniți aici. Vă băgăm într-o cameră specială. Tovarășul taximetrist și medic. Domnul medic. Spune. Uitați, domnule, scoateți-mă astea ca să poată să-mi ia mustră de somn. Tovarășe, v-am spus să veniți după mine. Eu? Ca să vă băgăm într-o cameră separată. Imediat acum, domnule. Urmați-mă, vă rog. Mă miram, dar nu mă... Domnule, vă zic eu că ăsta mituiește medicul. Vă zic eu că ăsta mituiește medicul. Nu e adevărat, domnule, cu ce vedem, tovarășe, dacă mituiește, suntem 3 miliție de față. Nu e adevărat, domnule, sunt corect. Să sperăm. Băgăm aici în birou sau unde îl băgăm? Pe aia de interogatoriu?
Hai, îl băgăm în asta de interogatoriu. Hai, zis acolo. Ia un față. E curat acolo, domnule, e sterilizat? E normal. Da. E steril. E steril? E ce vreți asta? E cel mai bine. Vezi, că ultimul care a intrat acolo, am băgat. Bun. O să asist la... O să vedem analizele aici. Îmi pare rău, domnul milițian, trebuie să... Să-mi dați cătușele jos ca să pot să-mi tind mâna să-mi scoată sânge de unde din vene. Tovarășul medic? Puteți să... Tovarășul medic? Puteți să vă descurcați cu cătușele lui? La mașină v-aș ruga să așteptați. Nu, din păcate nu. Trebuie scoase pentru injecții. Eu vă încerc... Vă zic că nu sunt agresiv, domnule, nu sunt agresiv. Deci dacă se întâmplă ceva, suntem aici, intrăm peste noastră. Sigur, sigur, așteptați aici la ușă. Chiar în fața ușii. Da, domnule Cea. Să vă urcați aici puțin pe birou. Da. Aici colegul dumneavoastră mi-a furat scuterul, domnule. Nu știu care din ei mi-a furat scuterul. Așezați-vă în funduleț. Rămân. Colegul Enache cu scuterul. Stați două secunde să mă zici și eu aici. Păi pleacă-mă de aici, mă zici acolo, mă pleacă-mă. Mă rog în spate, în caz că se întâmplă ceva. Cum facem, domnule? Îmi dați mie scuterul înapoi? Uite, vă bă, că este un milionar, domnul medic. Nu, deci vă rog frumos să nu... Nu vreau să intru în belele. Cum arăta? Aolo. E de ceva să... Două secunde să mă rog. Cum arăta domnul milițian? Ca și dumneavoastră. Ca mine? Voi de capul meu. Da. Așteptați aici două secunde. V-am dat acolo. Domnul milițian? Domnul... Tovarășe, el vrea să-i aruncați foarte grav aici. Nu-l conectăm la aparate, va muri în 24. Va chema mai târziu. What the fuck? Aduc și icoanele mai târziu sau? Are nevoie de aparate? Fără icoane, fără icoane. Mă, numai puțin să mai anunț și colegii. Mă, ia metel așa să știți, domnule. Tovarășe, tovarășe, e gravă treaba. Ce s-a întâmplat? Tovarășul medic spune că are nevoie de aparate în următoarele 24 dacă nu moare. Vă rog frumos să vă calmați și să respirați încet. Pare foarte rău să aud asta. Păi în cazul acesta... Deci mă însoțiți cu un echipaj, nu știu, dar e urgent. Da, 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 da. Stați un pic să-i introduc cătușele pe mâini. Strânge-i un pic mai încet, totuși. Nu mai strângeți, pare... domnule, că și așa e mare gaură de la acolo. Deci lăsați-l să fie scot cât mai leger. O mașină până atunci. Ușor, să, pentru siguranța noastră. Sigur. Doar mă simt amețit, domnule, nu să fac rău nimănui, vă zic. Cu spatele la mine, vă rog. Vă aștept la mașină. Două secunde. E ok așa? Așa, domnule. Să nu mă strângeți mai tare, vă rog frumos. Nu, 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 e dacă e ok, e bine. Aici, în spate, pe ușa aceasta. Unde? Haideți... Aici, tovarășe! În dubiță! Să-i deschis tot, tovarășe. Păi și medicul unde, domne, să mă facă bine, să-mi dau în ceva? La spital, direct. La spital, tovarășe, direct. Trebuie să-mi facă transfuzie de aia, domne, de sânge? Dă-i, tovarășe. Nu am habar, nu am habar, tovarășul medic știe despre ce e vorba. M-ai injectat cu ceva, v-am zis, domne. Două secunde aici, tovarășe, să vorbesc cu tovarășul medic. Spune-i că ne întâlnim la spital, eu mă grăbesc. Tovarășul medic cu care am vorbit dumneavoastră. Da, 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 da. Haideți la spital. Băi, să nu vă panicați, să nu leșinați, doamne ferește, în momentele astea. Mă simt să așa. Să fiți bine, slăbit. Nu vă faceți griji. Mă simt foarte slăbit. Nu mai încet, nu mai încet. Suntem la spital deja. Am ajuns? Nu fac. Da, da. Deci îl căutăm pe ăsta de 14 ani. Aveți grijă cum... Sigur. Manevrați. În favoarea dumneavoastră. Haideți repede cu el, repede. Pregătesc sala de operații.
What the fuck? Așa, haideți în spital. Ușor, nu-l grăbiți. Uite, și medic. Ne așteaptă în sală. Păi eu știu în ce sală trebuie să mergem cu el. Căutăm și noi, că nu-i mare spitalul, dar buget. Aici, aici. Ai dreptate, ești tu. La asta chiar nu m-am gândit. Și tot în față, colegii, tot în față. Ușa e mai la dreapta, să știți. Exact. V-am spus, doamne, că sunt amețit. Tot în față, păi, colegii, sus, tot în față. Mergem încetine la așa. Să nu pățiți ceva. Asta e foarte important. Vă simțiți bine? Aoleu, mă! Hai de cap, tai că-l chem pe tu... Tovarășe medic! Ce-a făcut? A cam picat și a pierdut echilibru. Tovarășe medic! E regulă, mai rezistă? Vă rog frumos, îl pierdem. Să ne mișcăm mai repede. Păi, să, dacă poate să merg mai rapid, eu nu am nici fel de problemă. Haideți, domne, în ultima cameră. Eu mă mișc în funcție de cum merge el, nu mă... Tovarășe! Tovarășe! Ține-l! Vai de capul meu, vai de capul meu. Băi. Nu, nu, nu-i mai dați drumul. În spital, tovarășe. Stați un pic, stați. Încercăm să-l luăm pe brații puțin. Luați-l de brații. Că muriți aici, pe loc. Deci nu cred că l-a injectat cu ceva droguri. Nu știu, să vedem că... Aici? Da, 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 vă rog să așteptați la ușă toată lumea. Da, da, da. Măcar unul să vedem ce faceți acolo. Scoateți-i puțin cătușele, vă rog. Iar tot așa, pe mâna dumneavoastră, oleu. Ai de capul meu. Să dă și cu capul de astea, deci dacă moare, plătiți. Mamă, stai că mă duc să iau ceva de afară. Nu vă mișcați că... Să rup cătușele astea. Și după, nu mai avem cătuși. Haideți, domnule, încet aici pe masă. Mă urc aici. Da, da, da. Să închideți ușa, domnule, că intră curentul. Puneți-i să stea jos, vă rog eu, că... Dacă pică de acolo, domnule, ferește. Închideți ușa, domnule, că intră curentul. Intră virusul, domnule. Acum. Intrați acolo, ocupați-vă. Colegul, ai sterilizat toate... Da, da. Uite-le aici. Du-te și adu aparatul. Din camera cealaltă. Dar nu se închide ușa aia, domnule. Nu prea. Vreau să fie bine cu legii. Vreau să fie bine. Vă rog să vă dați puțin din ușa asta. Să vă... Să ne... Păi păzim ușa, ce să facem? Hai da, că da, stăm da, și noi aici, sunt chiar două locuri. N-are unde să fug, adică... Nu văd niciun imediat acum vă conectez. Nu mă injecta, tovarășe, că... Sunt alergic, mi-e frică. Tovarășe, mor dacă nu te injectez. Colegul, pune-le aici. De aparat. Pune-le aici. Mamă, știe, dar ce n-ai mai făcut, îl împachetează? Acolo e. Imediat o să vă bag perfuzie aici, în mânuță. O să doară puțin că e acum mare. Coace, nu mă mai uit. Tovarășe, n-ai nimic, nu ți-am dat ce ce-i acolo. 500 să mă lași. Tovarășe, ți-am spus, nu merge așa. Deci am toată miliția pe cap, am bag tu... Nu se poate, nu se poate. Bisturiu. Bă, ce dracu, mă! Tovarășe, ce facem, tovarășe? Tovarășe, eu cred că e nevoie de internare. Nu, nu se poate face pe viu. Trebuie anesteziant. Trebuie să-i punem masă de intubație. Masca. Tovarășe, ce mască, domne, că nu am răbdare să aștept până să moare. Tovarășe, n-am nimic, am mințit milițianul că m-a injectat. Oulu, pe nu să fac. Pe v-am dat 500, domne, ca să... Domne, eu banii ăștia îi dau înapoi, domne, nu se poate. Nu, domne, nu, luați, țineți acolo, împărțiți între voi. Nu se poate, și eu pe unde vreți să vă scot, domne, că nici nu am geamuri la spital. Păi, spuneți că trebuie să mă internați și mai stau aici până plec. Mă ocup eu, mă ocup eu de internare. S-a scos fișiera. Colegule, colegule, să stai cu el pe cap. Deci eu nu mă bag în așa ceva. Să sperăm că este bine operația. Trebuie să-l punem pe masă de intubare, colegul. Băi, liniște, mă omoară, mă! Dom'le, trebuie pus pe masă. Trebuie să-i pun masca de intubare și o să fie o operație foarte groaznică. Și o să trebuie, o să trebuiască internat câteva zile. Este, mă! Păi, de ce cer? Dacă nu stai internat și stai la perfuzie, o să moară. Și îmi doriți să-l aveți pe cap. Haideți ca să vă spun eu. Uitați aici, uitați aici analizele. Deci, domnul are o infecție în sânge,
Această infecție se poate transmite. Două secunde, mă scuzați că vă întreb, dar aici e Ion Alexandru, nu Dumitru. Ce faci? Oh, no! Cred că a greșit cu colegul. Cum ai intrat tu? Ești așa în alfabet? Uite tu că ai greșit numele. Cum adică? Stai mă, pe aici e oficialul meu, mă. Ai luat-o din tavălă. Îmi pai de capul meu, deci m-am amețit atât de tare. Ia uite, ia-o. Dă-o încoace. Ia. Oh, uită-ți aici, domnul milițian. Ia să vedem. Deci, așa, Dumitru, da, asta e în regulă. Da, domnul milițian, deci are o boală cu transmitere. Deci, ce să vă mai spun? Nu avem cum să-i ce... Cum se poate transmite, tovarășe, dacă e chiar așa grav, adică... Chide spitalul repede. Boala se transmite. Păi, trebuie să... L-am atins toată secția de miliție, l-am atins. Ce facem acum? Ne infectăm toți? Nu, mâine sunteți așteptați toți la analize. Doamne, deci nu se poate acum, tovarășe, vreau să fiu tremur deja. Nu mai... Nu pot să dorm atât liniștit, tovarășe. Deci nevasta mea mă așteaptă acasă, dacă faceți. Mamă, mamă, mamă. Deci nevasta mea acasă... Așteptat să-l operez deci și după... Vă rog frumos să vă duceți cu colegul meu la secția de poliție și acolo va fi... Va face colegul meu niște... Poftim? Secția de miliție și acolo va face colegul meu niște... Domnule, stai, domne, pe masă! Tovarăși, eu am nevastă, deci te rog frumos, fă-mi analizele acum dacă... Domnilor! Mi s-a zbârlat, zbârlit pielea pe mine, că am zis că mă pot infecta, tovarăși. Domnul în camera grușă. Domnule, ești ok? De unde până unde intrăm așa de capul nostru? Ești mai repede. Moare acolo, tovară, și faceți ceva, unul vorbește. Tovarășe, deci mă repet, dacă se întâmplă ceva cu tovarășul de pe masă, deci vă rog frumos, pierdem timpul aiurea dacă stăm și vorbim în continuu. Hai să faceți-vă treaba, tovară, nu mai întindeți-vă, domnule. Domnul doctor, pot să vă zic ceva? Tovarășe, dacă aveți treabă, eu aștept să pleci de aici. Domnule, sunt implicat cu accidentul. Vă rog să-l las pe domnul de aici, în hanorac. Nu-i adevărat, domnule. Dacă nu, tovarășul în hanorac, vreau să... Haideți după aici în față. Domnule, hai știți cu... Hai aici în față, lasă-mi aici și facă treaba. Stai două secunde. Vă rog frumos, mă ascultați și pe mine puțin, că pierdem timpul. Suiți-vă, domnule, pe mine să vă operez. Că nu e în regulă. Da, mă spui acum pe masă, domnule. Domnul milițian? Domnul cu zambi la mână. Au plecat, domnule. Domnul milițian cu zambi la mână. Da. Să vă duceți după colegii dumneavoastră. Bine. Luați infecție, domnule, și nu mai aveți soție după. Ia și copilul pe ăla. Să-i dați floaga asta. Da. Ia și copilul dumneavoastră pe ăla, dacă mai stați pe aici. Colegul. Da. Du-te acolo și vorbește cu ei, scoate din spital. Găsește tu o soluție. Pe unde ești eu, tovarăși? Tovarășii, mai, deci mai băgat la medic. Domne, trebuie să închidem salonul. Stați un pic, okay. Avem aici cel care i-a băgat seringa. Ia să intrăm puțin. Îl recunoașteți, tovarășii? Tovarășul taximetrist. Poftim, domne. Recunoașteți pe tovarășul ăsta? Văd în ceață, domne, nu pot să văd. Domne, ia și bea asta, ia de aici. Vede, domne, dă iar ceva, domne, să mă drogheze. Deci, domnul doctor, tovarășul mi-a transmis că v-a băgat un fel de tranquilizant care v-a dat hiperenergie, hiperactivitate, nu mai știu cum a spus. Nu știu, domnule, dar mi-a dat ceva, dar am luat o raznă. Domnule, trebuie operat orice. Deci, tovarășe, să-mi spui exact ce... Dar nu știu cine efect... era, că nu mai văd bine acum, nu, îmi pierd noi vederea, au apărut, domnule. Au apărut pe piață. Mă ascultă și pe mine cineva. Deci ne bate în joc, dar ne vine, venim aici, mințim. What the fuck? Pică mințim. Ce-am zis, domnule? Fai de capul meu, păi de capul meu. Trece afară mai repede. Vii aici, încurci cazul. V-am bolnăvit, domnule, de la boala mea. Sunt foarte mult. Hai mai să plecăm. Deci am trece cu fiere când urcă, pot să mă infectez. Bă, tu n-am văzut să-ți mâine la... Ești incapabil să-i scuzi de spital. Te bolnăvești aici. Bă, nu pot să vorbesc. Stai aici cu domnul că mă duc eu. Au plecat, domnule. Stai. S-ai auzit ceva? Domnule, ești domnule din spital. Domnule, ești domnule din spital. Când aveți treabă. Ce? Vă ascult. Aici este camera domnului Angela. Tu dă-ți-vă, domnule, de aici. Vino la virus? Domnul, da, domnule, tu ieși și domnule. Oare și e părăsit spitalul în momentul ăsta? În primul rând. Momentul ăsta. Domnul mi-a dat niște. Vă rog eu mult, ascultați-mă, sunteți singurul. Ascultați-mă, suiți-vă pe masă și imediat după vă scoate. Da, domnule.
Vă faci vreo să vă place la spital. Vreau să știi. Nu mă știu pe ce era sunbet ăsta, cred că e, dar dacă știu că aici, dacă mă punem așa, știu că mă ridica. Nu te vezi? Dar asta nu vezi, dacă e băguit, nu pot să stau așa aici. Nu aș putea să mă tirez eu acum direct. Zile. Doamne, bine tovarăși. Domnule, eu nu pot să las pomul ăsta să moară. Domnul doctor. Veniți, domnule, mâine. Ieșiți afară în momentul ăsta. Infecții. E ultima oară când vă zic. Domn doctor. Ieșiți, domnule, din spital. Domnul milițian, ascultați-mă un pic. Ce facem ăsta? Haideți, domnule, mâine veniți. Domnul. Vino încoace. Dacă plecă, Stai aici puțin. Nu mai stau că vă dau de bilet. Fii cu noi. Că trebuie să te scoatem de aici. Ies eu și fug. Nu. N-ai cum să fugi. Așa, aiure. Stai, că n-a plecat după. Colegu. Spune. Îl băgăm în ambulanță și îl ducem afară din orașul ăsta. În celălalt oraș. Da. Păi am zis că-i pun transferul. Haideți. Stai, că mai stai să verific eu. Păi nu mai cuteți dacă e acolo, că știi că plec cu voi, domnule. Haideți, repede. Domnule doctor? De unde plecați că... Urcați repede. Aolo! Hai că da și peste 15 minute, suntem deci, bine. Vă rog frumos să plecați. Haide, domnule, să fugim. Toate, domnule. Bă, ce face ăla? Aolo! Bă, ce-a intrat și el, mamă! Domne... Ia, domne, și bea asta. Ce căut ăsta, domne? Nu bea, domne, nimic, lasă-mă. Domne, bea asta, vă zic. Ești din ambulanță. Nu ies. Nu, eu nu pot să las pomul ăsta să moară. Lăsați-l, domne, dar te rog frumos să taci din gură. Domne, doar știi că e vrăjeală. Lasă-ne în pace, domne, că nu vrei să bem nimic. A scăpat și dumitale de ei? Păi cum? Dar cum ai scăpat, domne? Am fugit. Le-am zis că am gură de hrănică astea. Vă dați seama, când zice cineva de copil... Colegu, oprește astea ca să nu ne audă. Cine ca să te audă, mă, că ăștia sunt lăsiți de trecu. Vedeți că polițiștii s-au dus... Păi, e față tupă, colegi. Colegu. Maică, vin după noi, Amelica Razu. Întăceți, mă, din gură, mă. Aruncați punga aia, da, de cuca pe geam. Opresc aici episodul de mega lung. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați mare like-ul. Eu peste încă data viitoare cu povestea să ce se întâmplă. Nu să iei, că după aia nu vezi că e în spatele nostru, mă vede că merg. Nu uitați să dați like și ne vedem data viitoare, v-am pupat. Încă unii pe stânga.